Și o să fie un episod, cum să zic, mă, uite, te știu, că nu știu să mai vorbesc cu aia. Și m-am gândit un 0200 la Yamaha VZ1 2013. Bă, dar să ieși eu acum. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod aici pe canalul Red Bull Rider Motovlogs. Băi, ce mai faceți voi? Care mai e viața voastră? Eu tot în plimbare, tot în plimbare. Astăzi am zis să fac un episod, să repet practic un episod care l-am făcut cu ceva timp în urmă. Pe atunci aveam GSX-R-ul, presupun că încă mai știți episoadele cu GSX-R-ul. O să fie un episod care îl voi repeta de fie... Și o să fie un episod pe care... Și o să fie un episod... Cum să zic, mă? Uite-te, știu că nu știu să mai vorbesc cu aia. Și o să fie un episod ce îl voi repeta de fiecare dată ce o să schimb motocicleta. Asta însemnând că v-ați obișnuit cu motocicleta asta, o știți, ați văzut modificările ce le-am adus motociclete astea, știți detalii tehnice ale motocicletei și m-am gândit, da, dacă tot am ocazia, să-i fac motocicletei astea un 0200 exact cum i-am făcut și la GSX-R. În episodul de astăzi o să prezentăm un 0200 la Yamaha VZ1 2013. O să vedem puțin cam ce performanțe are și cam de la 0 la 200 în cât timp poate să ajungă. Bineînțeles că odată ce o să fac 0200, o să fac și un 0100 ca să ne dăm seama oarecum viteza exactă ce o are motocicleta. De ce fac acest episod acum? Sunt 2 zile de când am instalat pe motocicletă Power Commander 5. Ia uite-l cum a ieșit ăsta. Frumos, elegant, corespunzător. Cred că știți pe ce este vorba de un Power Commander. Practic e un computer care modifică injecția, prinderea etc. Nu știu prea multe detalii pentru că l-am luat cam chilipir, în sensul că nu l-am luat probat și l-am avut ceva timp acolo pus în garaj și mulțumită lui Marius, un prieten din grupul nostru, am probat-o, am montat-o și a funcționat, miraculos, dar funcționează. Așa că am zis, bă, dacă tot am montat Power Commander 5, hai să mai repet odată episodul cu 0200, de ce să nu mențin tradiția și să fac episodul ăsta. Țin să precizez faptul că afară bate vântul rău de tot, bate un vânt, nu știu dacă vă dați seama, dar bate vântul. Uite, uite cum se mișcă copacul ăsta. Presupun că și asta mă va da puțin înapoi. Atunci când era frumos afară, și acum e frumos. În sensul că atunci când nu bătea vântul ăsta, nu m-am gândit să fac episodul, da? N-ar nimic, că-l fac acum, da? Îl fac acum și o să vedem despre ce e vorba. Să facem un 0200, zic. Ce ai făcut, tata, aici? Acum văzând că e trafic, o să ne oprim puțin, să lăsăm să treacă mașinile. Hai să lăsăm să treacă, pentru că îi văd de aici, nu știu dacă voi observați de acolo, la îndepărtare se vede strada și îi văd exact momentul în care trec. Să-mi pun centura. A mai trecut o mașină. Bă, destul de traficat zona la ora asta, este vreo 5 după amiază. Vă țin aici pe loc pentru că vreau să găsesc strada goală. Dar cred că joi după amiază o să găsesc goală, că luni acum nu cred că se rezolvă. E busulică. Mamă, și vine și Dita mai combina. Bă, dar să ieși eu acum. Fix perioada care trebuie. Nu, no, n-am nicio șansă. Continuă să fie trafic. Mă duc, îmi fac o plimbare și când mă întorc facem un 0200. Nu, no, n-am nicio șansă, tot. Ce căcat au ieșit toți pe stradă acum. Și au zis, bă, hai că e august, hai să mergem toți, pă, să ne plimbăm cu mașinile, cu combinele, cu toate cele. Nu dau seama de ce uneori camera mea o sting și când vreau să mă aprind, nu mai pornește. Trecând peste 0200, Yamaha VZ1 2013. Fraților, n-am decât să mă opresc puțin mai în față. Stai să dau mai repede. Uite aici, mă voi opri. Ha, 3, 2, 1, start. Am pierdut o dreaptă. Ca de fiecare dată. Așa s-a întâmplat și data trecută cu GSX-R. La fel, am pierdut o dreaptă. Băi, niciodată n-am prins strada asta așa de circulată. Deci niciodată, jur. Hai să încercăm de aici. Lăsăm ăsta de stop. Nu vin mașini. Mă întorc. Să se ducă la mai în față. Și mai încercăm o dată.
Nu, vine mașina, nu cred, hai. 3, 2, 1. Cum a fost, dar parcă fără power commander trăgea mai tare. Oricum, Antea a fost așa sus. Nu, dar parcă fără power commander se ducea mai bine. În fine, nu este un super sport, dar s-a dus acceptabil. Dar ce să zic, sincer, GSX-R-ul s-a dus mult mai bine decât asta. Trebuie să luați în calcul faptul și aerodinamicii. Adică e mult mai aerodinamică GSX-R-ul decât FZ1. Gândește-te, GSX-R sunt tot așa, cu carene, ceea ce forța vântului e jos de tot, e joasă de tot, adică tai vântul, frate. Cu asta, în schimb, uite așa sunt. E normal, tot vântul vine în față, eu mă las cât pot, dar nu e că mă ajută parbrizul ăsta sau alt parbriz. Și dacă aș avea parbriz atâta, nu m-ar ajuta. Ar trebui să am toate carenele să fie mult mai îngropată, lăsată mai mult, unghiul să fie mult mai căzut pe față. Na, sunt mai mulți factori, dar ceea ce v-am arătat, asta poate FZ1. Sper să o aduc pe Dino luna asta, luna viitoare. Să vedem ce anume putem scoate din Power Commander 5 și din ceea ce are motocicleta asta pe ea. Vedem, poate o aduc undeva la mai mulți căluți, schimb puțin hărțile și se duce mai bine. După ce o să fac asta, bineînțeles că o să facem un alt video cu 0-200. Până atunci, peace and love. Peace.